În ce raporturi ați fost cu Nicolae Badea? Știți că a declarat de curând, da, am citit, că a adus un sponsor pe Jalan, care e, mă rog, da, cu geamuri, cu ferestre, cu termopane, da, și că Jalanul a dat la un moment dat niște bani, după aia a dat materiale, adică, da, și că termopanele au ajuns la hotelul, la construcțiile dumneavoastră. E o declarație publică apărută în gazetă. O știți? Ați auzit? Nu. Da, da, da. E chestie de câteva zile. A spus, deci, dom'le, materialele trebuiau valorificate, nu? Deci e un... Ce, puteam plăti jucătorii cu profile de PVC? Cu termopane. Erau termopane. Sora mea are secția de făcut tâmplărie PVC. Deci, practic, ele erau prețul care se factura de la Ghealan, se vindeau mai departe și banii se foloseau. Deci, practic, au intrat în gestiunea lui Dinamo și Dinamo și nu numai... Nu e vorba doar de tâmplărie PVC, e vorba și de alte materiale de construcție. Deci le-ați primit, le-ați vândut și ați dat la club. Sponsor care zicea, domnule, nu dăm bani, dar dăm cărămidă. Am avut și o firmă care are un producător de cărămidă. Dar dăm alte materiale care eu trebuia să... Eu, clubul, să le valorifice. Le-ați valorificat și ați plătit jucătorii. Și banii intrau, că altfel rămânea, adică nu puteau fi luate, că rămâneau în gestiunea lui Dinamo. Deci ele au fost vândute. Vă mai întreb, raporturi, eu știu, prietenești cu Nicolae Badea sau mai degrabă? Am avut o relație și cu, să spunem așa, și cu bune și cu rele. Ne-am și înțeles, ne-am mai și certat, în sensul chiar și public, reciproc. Dar, pe de o parte, eu îi apreciez pe toți oamenii care au fost implicați într-un fel sau altul în fotbal. Mai ales că știu cum este. E o misiune foarte grea, ca urmare cine intră să investească sau să țină un club de fotbal, trebuie să aloce timp, trebuie să aloce și asumă riscuri și asumă etc. Ca urmare, n-am de ce, per total nu pot să... Într-adevăr, aici cu stadionul văd o problemă, că nu... S-a ajuns până la urmă la un consens ca Dinamo să aibă stadion. E o mare pierdere. Dacă Dinamo avea stadion, putea să se autosusțină. Adică ce face DDB-ul acum, plus stadionul, veniturile de acolo și atmosfera care se crea având casa proprie, ar fi reușit să atragă fonduri încât să țină Dinamo în viață. Știți ce mă mai interesează, domnule Goiță? Cum priviți epoca... Borcea, mă rog, Nețoiu, vechea conducere al Dinamo, cea dinaintea venirii dumneavoastră. Ce părere aveți? Cu Borcea, de pildă, în ce relații sunteți? Ați fost? Relații normale. Cetățenești, așa. Cetățenești, da, da. Sociale. Păi, cum să privesc acea epocă? Cu bune și cu rele. Pe de o parte, cum spuneam, oamenii care au fost implicați, au dus acest club, l-au ținut. Ceea ce nu e o treabă deloc simplă. Pe de altă parte, au fost problemele care, pe care le știm cu toții, care nu pot fi contestate, adică sunt, lucrurile sunt clare. Da, până la urmă, nu e problema mea. Raporturile cu Cornel Dinu, care iarăși este un reper, să zic, un punct de referință în istoria lui Dinamo. La fel. Ne-am, să spunem așa... Din câte știu eu, n-a făcut declarațiile cele mai elegante la adresa dumneavoastră, uneori. Alteori, da. Mă abțin. Mă abțineți.